Fraților, prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu decât să aibă dulceața cea trecătoare a păcatului. Socotind aceasta că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăție decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire. Și ce voi mai zice? Căci timpul nu va ajunge ca să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel și de proroci, care prin credință au biruit împărății, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au împuternicit din slab ce erau, s-au făcut tari război, au întors taberele vrăjmașilor pe fugă. Unele femei și-au luat pe morților în viață, iar alții au fost chinuiți, neprimind izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere. Alții au suferit batjocură și bici, ba chiar lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, au fost puși la cazne, au fost tăiați cu ferăstrăul, au murit uciși cu sabia, au pribegit în piei de oaie și în piei de capră, lipsiți, strâmtorați, au rătăcit în pustii și în munți și în crăpăturile pământului. Și toți aceștia, mărturisiți fiind prin credință, n-au primit făgăduința, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârșire.